Micul dejun nu este o masă obligatorie, nu este necesară tuturor. De fapt, este chiar mai indicat să sar peste micul dejun decât să consumi ceva nesănătos. Ideal este să începi ziua cu ceva ușor, nutritiv și sățios. Un mic dejun echilibrat și nutritiv îți poate da energie și te va împiedica să mănânci prea mult la mesele viitoare. Practic, la micul dejun stabilești un bun început al zilei. Decât să optezi pentru covriș și cornuri, să știi că este mult mai indicat să sari peste prima masă a zilei. Nu consuma cafea pe stomacul gol, ci doar după ce ai luat o gustare. În schimb, specialiștii recomandă câteva pahare pline cu apă care te vor hidrata și te vor trezi de dimineață. De asemenea, sunt de evitat sucurile din fructe. Conțin fructoză și îți vor da glicemia peste cap. Proteina este cea mai bună alegere dimineața și la prânz. Atenție, proteina poate fi vegetală dacă preferi așa. Iată care sunt cele mai bune 3 alimente pe care le poți consuma dimineața potrivit specialiștilor de la Healthline. Ouăle sunt sănătoase și delicioase. Studiile arată că persoanele care consumă ouă de dimineață își cresc nivelul de sațietate, consumă mai puține calorii la masa următoare și își păstrează echilibrate nivelurile de insulină și glicemie. Un alt studiu arată că bărbații care mănâncă ouă de dimineață consumă mult mai puține calorii în restul zilei, comparativ cu bărbații care au servit produse de panificație la micul dejun. În plus, gălbenușul de ou conține luteină și zeaxantină, doi antioxidanți care previn afecțiunile oculare. Oul este o sursă bună de colină, un nutrient esențial pentru sănătatea creierului și a ficatului. Alte studii arată că ouăle pot reduce riscul de boli cardiovasculare, potențând colesterolul bun și îmbunătățind răspunsul insulinic. Mai mult, oul este o bună sursă de proteină. 3 ouă mari vă aduc 20 de grame de proteină de înaltă calitate. În plus, ouăle fierte pot fi luate la pachet, pot fi pregătite din timp, se pot consuma și calde și reci. Au puține calorii și reprezintă o masă delicioasă și sănătoasă. Iaurtul grecesc. Acest iaurt este cremos, delicios și hrănitor. Este mai bogat în proteine și s-a dovedit că reduce senzația de foame. Iaurtul este recomandat și în diete. Se poate combina cu fructe sau cu fibre pentru un mic dejun sănătos. Vă va menține sătul, iar probioticele vor avea grijă de flora intestinală. Cafeaua este o băutură ideală dimineața. Bogată în cafeină, vă trezește și îmbunătățește starea de spirit. Specialiștii recomandă cantitatea ideală a zilei, 38-400 de miligrame, în funcție de tăria cafelei. A fost dovedit că poate crește rata metabolică, accelerează arderile. E bogată în antioxidanți, reduce inflamația, scade riscul bolilor de ficat și a diabetului. Relatează adevărul.ro.